Planurile de concediu păreau a fi distruse la începutul pandemiei de coronavirus, iar majoritatea și-au luat gândul de la a mai avea o vacanță anul acesta. Acum că măsurile s-au mai relaxat, putem lua din nou în considerare ideea de a merge la mare sau de a călători în afara țării. Unde vă petreceți în mod normal concediul? La mare, pe litoral. Credeți că anul ăsta va fi la fel? Nu, datorită COVID-ului. Cred că cu restricțiile care le-au pus, lumea o să... Mai... Anul acesta nu v-ați făcut planul? Momentan nu. Concediu în mod normal în afara țării. Credeți că anul ăsta va fi la fel? Sperăm. Sperăm să fie la fel. Până acum v-ați făcut planuri? Ne-am făcut planuri. Am așteptat să vedem dacă se vor relaxa măsurile astfel încât să putem ieși din țară, iar la întoarcere să nu trebuiască să stăm în izolare. De asta depinde. Pentru că în condițiile astea ar fi foarte complicat. Totodată depinde și foarte mult și de măsurile din țara unde am vrea să mergem. Dacă totul va fi relaxat și în condiții optime, ne gândim să mergem și anul acesta. Grecia este una din țările care își așteaptă turiștii și este una dintre cele mai sigure destinații de vacanță. Se laudă cu o rată mică de infecție de COVID-19 și cu măsuri eficiente pentru a menține epidemia sub control.